la candidatul Maia la Buda. Vreau să întreb dacă vă credeți că există pentru ca să fiți confundate voi când ultima ultima propoziție s-a referit la această situație. Atunci când se încearcă să se fure identitatea, atunci când nu este suficient să furi cetățenii, să folosești milioane în campanie, să folosești toate televiziunile, să folosești resursa administrativă și chiar cu toate aceste resurse trebuie să mai furi și identitatea omului, pentru că oricum nu ai curaj să mergi și să câștigi cu forțe proprii. Asta este partidul de la guvernare.